Echipa de handbal feminin CSM Slatina a întâlnit weekendul acesta în deplasare formația antrenată de Bogdan Burcea CSM Craiova. Partida disputată în cadrul celei de-a 19-a etape din Liga Florilor a fost controlată total de CSM Craiova. Dacă la pauză Craiova a condus cu 14-5, la finalul partidei tabela de marcaj arăta 24-16. Handbalistele antrenate de Victorina Bora au avut multe ratări de la 7 metri și totodată s-a simțit lipsa Ștefaniei Lazăr și a Alexandrei Andrei. În urma acestei victorii, SCM Craiova ocupă locul 5 în clasament cu 27 de puncte, în timp ce CSM Slatina se regăsește pe locul 11 cu 20 de puncte. În următoarea etapă, CSM Slatina va primi vizita echipei din Baia Mare, în timp ce SCM Craiova va juca pe terenul Gloriei Bistrița.